Mă înțelenisem așa de o vreme, apropo de jocuri de rol, de interacțiuni și în primul rând o experiență plăcută. Mi-a plăcut și mie teribil de multă chestia asta pe care ai zis-o cu emoțiile nerezolvate care n-ar trebui aduse pe scenă, deși totuși cred că uneori e loc de ele. De asemenea, împărțirea asta pe zonele corporale e interesantă și chiar o să o studiez mai în profunzime. Eu oricum sunt interesată de partea de non-verbal, de comunicare. Recunosc că mergeam mult pe partea de microexpresii și în zona aceasta. Deși teoretic știam și de partea cealaltă. Dar uitasem de ea. Mulțumesc mult!